Traseul autobuzului 32 va fi suplimentat cu două stații, iar ruta autobuzului 2 va primi stații suplimentare la Prahova Value Center. Astfel am prelungit traseul numărul 2, care face accesul cetățenilor, îl facilitează din zona vest. Traseul 32, care merge până la Hale, i-am făcut și lui stație, și traseul 401, care vine din zona Mihai Bravo-Afi. Prelungirea acestor trasee a fost realizată și pentru a înlocui stațiile autobuzului 1 de din zonă. Acestea nu vor mai circula pe traseul respectiv. Conducerea TCE a luat decizia să scoată autobuzele 1 de pe această rută, întrucât 3 mașini au suferit avarii din cauza stâlpilor de la intrarea în complexul comercial, nefiind spațiu suficient de manevră. Deci nu ne permite trama așa cum este să intrăm cu capacități mari acolo. De pentru care am hotărât să nu mai intrăm cu traseul 1-2 și să înlocuim această rută cum ar veni prin prelungirea traseului 32, care va face începând de mâine o rută nu doar până la halele centrale, ci se va duce până la intersecția cu șoseaua Nordului, adică cu punctul McDonald's, va face stânga și se va duce până la bloc 39, zona Lămâie. Traseul prelungit al autobuzului 32 va fi efectuat doar de luni până vineri, iar în zilele de sâmbătă și duminică va circula traseul 32 scurt până la halele centrale.